Haideți să citim din Matei, Evanghelia lui Matei, de la capitolul 4, ridicați în picioare, să citim de la versetul 18 până la versetul 22. Evanghelia după Matei, de la capitolul 4, citim de la versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Vă invit să luați loc. Vreau să vă spun de la început că nu am fost viclean cu soția mea. N-am atras-o într-o cursă. Atunci când ea mi-a zis, am aflat că părinții tăi sunt pocăiți și că provii dintr-un astfel de mediu, cum va fi cu noi? I-am spus, nici eu nu sunt interesat de pocăință, stai liniștită. Și am spus ceea ce simțeam atunci, nu m-am purtat cu viclenie. Pentru că nu eram interesat. Însă Dumnezeu așa a făcut, soția spunea că ea crede că schimbarea din viața ei și din viața fiicei noastre a fost din pricina rugăciunilor pe care, și apostolului pe care eu le-am adus vreme de 5 ani de zile, dar mai târziu am înțeles și eu că schimbarea care s-a întâmplat în viața mea a fost din pricina aceleiași lucrări pe care au făcuseră părinții mei și alții din familie, pentru că eu am luat-o pe căi greșite. Am fost un fiu risipitor, 19 ani. Așa că i-am spus, nu sunt interesat, stai liniștit, o să ne vedem de viața noastră. Însă Dumnezeu a avut un alt plan și cât de bucuros sunt că a avut un alt plan. Cât de bucuros sunt că nu planul meu s-a dus la îndeplinire, ci că planul lui Dumnezeu. Și că într-o zi, ajungând după multe lupte și eu într-o adunare, acolo în Zalău m-am așezat, acolo era un balcon în ultimul rând, în colț. Și timp de 3 ore Dumnezeu mi-a arătat trecutul meu, mi-a arătat viața mea, mi-a arătat nenorocirea din viața mea, păcatul din viața mea. Și după aceea mi l-a arătat pe Hristos, pe cruce, murind pentru un nenorocit și ticălos ca și mine. Și a fost ziua în care Dumnezeu m-a născut din nou, m-am dus la adunare un om și am plecat de acolo după 3 ceasuri un alt om și soția poate să confirme asta că e aici și nu mă laud. Dumnezeu a lucrat schimbare în viața mea. M-am rugat pentru ele și într-o zi, împreună și ea și fiica noastră, au hotărât să-L urmeze pe Hristos și erau în botez în adunare, au răspuns chemării și au făcut și ele botezul. Când s-a terminat toată slujba, așa cum o să fie și aici, la urmă, așa se obișnuiește, se dau flori, se fac felicitări pentru cei care au făcut acest pas, așa ca și Marcel astăzi. Și erau și ele acolo, eram în curtea bisericii, au venit frați și surori din biserică și ne felicitau și mai ales știind, știți, se întâmplă mai, de obicei, noi bărbații suntem mai încăpățânați, mai căpoși, răspundem mai greu, femeile răspund mai ușor, ele sunt mai sensibile, au inima mai sensibilă și de obicei se întâmplă că femeile întâi îl acceptă pe Hristos sau mai mult și bărbații mai greu. La noi s-a întâmplat invers. Eu am fost cel care primul am primit credința și apoi au venit și ele și acum frații și surorile din adunare, după ce ele s-au botezat, ele se uitau mereu la mine ca și la unul care nu înțelegeau ce se întâmplă în familia noastră, de ce ele nu vin la pocăință, ce le oprește să vină la pocăință. Și acum, sigur, erau bucuroși. Stăteam acolo în curte, veneau și ne felicitau și pe mine și pe ele. Și a venit un frate din adunare, mi-aduc aminte perfect de momentul acela, și a zis, o, ce mă bucur, cred că ești foarte fericit pentru ele, de ce se întâmplă în ziua aceasta. Și fără să mă gândesc, fără să-mi fac un plan dinainte, a fost așa spontan. Și eu i-am spus, sigur că sunt fericit, sunt foarte fericit. Mă rog, de 5 ani de zile ca să se întâmple ceva în inima lor. Cum să nu fiu fericit? Dar, am continuat eu,
Lupta de-abia acum începe. Și fratele acesta s-a uitat așa lung la mine, cum adică lupta abia acum începe? Și a plecat nedumerit. Adică el, cu alte cuvinte, a zis, nu s-a terminat tot? Astăzi a fost un botez, soția ta și fiica ta au intrat în apa botezului, nu s-a terminat tot? Nu s-a terminat tot? Nu este de aici înainte, cum zice românul, trai pe vătrai, mergem în împărăție? Se mira că am zis, abia acum începe. Și astăzi, la 28 de ani, de la momentul întoarcerii mele la Hristos, tot mai bine înțeleg câtă dreptate am avut când i-am spus lucrul acesta. Intrăm într-o stare de har prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și pentru asta ne bucurăm din toată inima. Dar intrăm și într-o luptă teribilă din momentul acela. Dacă până atunci iadul ne ținea sub controlul lui, eram sub autoritatea lui Satan prin felul de viață păcătos în care trăiam. Din momentul când prin credința în Domnul Iisus Hristos am întors spatele acestei lumi, adică i-am întors spatele lui Satan, l-am primit pe Hristos în viața noastră, toată furia iadului se dezlănțuie împotriva noastră. Și știți ce e mirarea? Dumnezeu nu zice nu! Dumnezeu zice să fie. Ne aruncă Dumnezeu într-o luptă. Îngăduie să intrăm într-o luptă. Nu zice în momentul acela nimeni și nimic să nu se mai atingă de ei. Ne aruncă în luptă. Pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă cu adevărat îl cunoaștem sau vrea să-l cunoaștem cu adevărat. Și în lupta în care El îngăduie să intrăm, noi să-L onorăm pe Dumnezeu prin credință. Câte eșecuri am văzut de atunci încoace? Pe câți am văzut în haine albe, în apa botezului, fericiți în ziua aceea? Și de câți am auzit după aceea, căzut acolo, căzut acolo, căzut acolo, căzut acolo, căzut acolo? Se întâmplă lucrul acesta. Trebuie să avem mare grijă, Marcel. E ziua începuturilor frumoase. O, ce har! De aici înainte suntem într-o luptă. Cheamă Domnul Iisus Hristos, trece pe lângă niște pescari care își vedeau de treaba lor, nici nu se gândeau ei ce s-ar putea întâmpla. Erau într-o rutină, dacă vreți, își câștigau pâinea de fiecare zi, aruncau mrejele și pescuiau. Și într-o zi trece pe lângă ei. Să nu vă imaginați că a trecut cineva foarte cunoscut, cineva, un om cu nume. Era un nimeni în ochii oamenilor. Nu era așa, dar în ochii oamenilor Iisus era un nimeni atunci. N-avea niciun nume, n-avea nicio reputație, nimeni nu-l cunoștea. Și acolo erau câțiva tineri care pescuiau, 25 de ani probabil, în jurul vârstei, cam în jurul acest, cam de vârsta aceasta se spune că erau apostoli. Și trece pe lângă ei un tânăr, 30 de ani, se uită la ei și zice, veniți după mine. Înainte să continui, să încerc să vă descriu ce s-a întâmplat atunci, vreau să vă spun, înțelegeți voi în ce situație nenorocită și ticăloasă eram fiecare dintre noi? Noi avem o părere bună despre noi. Ne uităm la alții și poate că la alții găsim multe defecte, dar despre noi avem în general o părere bună. Dar vorbind la nivelul general, că Dumnezeu ne vede altfel decât ne vedem noi, înțelegeți în ce situație disperată eram noi oamenii? Vorbim despre pocăință și uneori bagiocorim, eu am bagiocorit numele acesta, vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre credință de multe ori într-un mod superficial. Înțelegeți în ce situație nenorocită și disperată am fost noi oamenii, încât Dumnezeu, Sfântul, Tatăl din ceruri, Creatorul tuturor lucrurilor, Cel care pe toate le-a creat, care ne-a creat și pe noi după chipul și asemănarea Lui, care are toată puterea în cer și pe pământ, s-a uitat înspre noi și a zis, n-au absolut nici o șansă să fie salvați.
Eu am creat iadul pentru Satan și pentru îngerii lui care s-au revoltat împotriva mea. Dar ei, pentru că au hotărât să-l urmeze pe Satan, vor ajunge în același loc. Eu nu l-am creat pentru ei, eu l-am creat pentru Satan. Lucrul acesta este real și există. Dar ei, pentru că s-au revoltat și ei împotriva mea prin păcat și pentru că au hotărât să trăiască în felul în care au vrut ei să trăiască, nesocotind voia mea și poruncile mele, ei vor ajunge în același loc și n-au nici o șansă să fie salvați. Absolut nicio șansă să fie salvați. Una singură. Va merge în lume, în mijlocul lor, Fiul meu preiubit, Iisus Hristos de mai târziu, Fiul meu, a doua persoană a Trinității. Dumnezeu, ca să salveze sufletele noastre, a trebuit să a construit și a imaginat un plan în care era nevoie ca să sufere exact a doua persoană a Trinității care s-a întrupat pe pământ. Și a fost Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți că nu era o altă soluție, de aceea ce ne citea fratele Dan, Ioan 10 sau alte texte din Scriptură. Eu sunt ușa, nimeni nu intră decât prin mine. Nu sunt două căi, nu sunt două soluții, așa cum astăzi auzim tot mai des fiecare dintre noi. Se poate și pe o cale, se poate și pe alta. Vorbim despre religii, fiecare are drumul ei către cer. Nu există, asta este o minciună a Satanei. Dumnezeu, ca să-i mântuiască pe oamenii păcătoși, a găsit o singură soluție, o singură modalitate și aceasta este Iisus Hristos, ușa oilor. Cine nu intră prin mine este hoț și tâlhar. Nu se putea altfel. Eram într-o situație deosebit de delicată. Nu aveam nici o soluție la veșnicie și la fericirea veșnică decât aceasta. Și Dumnezeu, Tatăl, în bunătatea, în mila și în îndurarea Lui, îl trimite pe Fiul Său preiubit, Domnul Iisus Hristos. Trece într-o zi prin fața acestor tineri care pescuiau și le spune, veniți după mine. Aș vrea să vă vorbesc astăzi în mod deosebit despre unul dintre ei, despre Petru. Petru, pe care îl iubesc așa de mult, mă regăsesc de multe ori în felul de a fi, nu de sfințenia lui Petru, ci de pornirile acestea. Era un om impulsiv și eu am fost la fel. Și mulțumesc lui Dumnezeu că El pune lucrurile în modalitatea în care El știe să le pună, le așează la locul potrivit. Mă regăsesc de multe ori în impulsurile pe care le avea Petru. Eu niciodată nu te voi părăsi, eu stau lângă tine până la capăt, eu voi face. Și era acolo între ei și Petru și zice Domnul Iisus, vino, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta, El a venit ca să-i cheme pe oameni la El și în felul acesta să-i cheme la mântuire. Nu putea fi o mântuire fără o chemare, El de aceea a venit ca să facă chemare, să-i cheme pe oameni, întoarceți-vă cu fața înspre mine. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ce pescuiau ei? Pește. De ce? Ca să trăiască, să aibă din ce să trăiască. Și Domnul Iisus Hristos spune, veniți după mine și viața voastră va fi schimbată la modul radical. Nu veți mai fi pescar de pește, veți fi pescar, dar pescar de oameni. Nu-i o schimbare radicală aceasta? A-L urma pe Hristos înseamnă o schimbare radicală. Radicală. Nu cosmetizăm ceva. Nu ne ducem după El că ne-ar da ceva. Vedeți, nu le-a făcut nicio promisiune. Marcel, eu cred că tu știi și cunoști, fratele Dan ne spunea că acum ești dornic să cunoști Scripturile. Știi că sunt promisiuni acolo multe. Și oamenii știu că dacă îl urmează pe Hristos, vor avea parte de multă fericire, în special în veșnicie. Dar lor, Domnul Iisus Hristos nu le face nicio promisiune decât că vor fi pescari de oameni. Nu le spune, veniți după mine și vă va fi mai bine. Veniți după mine și viața voastră se va schimba la modul radical. Nu veți mai trăi doar pentru voi, ci veți trăi pentru mine și veți trăi pentru alții. Voi veți fi unelte prin care eu îmi voi proslăvi numele. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Îi spune Dumnezeu lui Petru. Este prima chemare pe care Dumnezeu o face. Prima chemare. Chemarea aceasta Dumnezeu o face fiecăruia, dar să știți că nu este numai o chemare, am zis prima chemare. Vreau să vă vorbesc astăzi despre trei chemări
Și sunt mulți despre care v-am spus că am auzit și am văzut și îi cunosc, despre unii am auzit, pe alții îi cunosc, care au crezut că răspund primei chemări și se duc după Domnul Iisus să le facă Domnul Iisus bine, să le umple Domnul Iisus de sagii cu bucate, să le dea Dumnezeu sănătate și toate acestea. Și la un moment dat în viața lor au dat înapoi, pentru că n-au înțeles și celelalte chemări ale Domnului Iisus Hristos. Ce har să auzim glasul lui Iisus care ne cheamă să-L urmăm pe El. Ce har și ce binecuvântare când un om aude acest glas, pentru că glasul lui Dumnezeu răsună, spune Scriptura, și a răsunat întotdeauna și Dumnezeu i-a chemat pe oameni să se întoarcă la El. Problema este că noi avem dopuri în urechi. Eu folosesc dopuri în urechi că o vreme am fost bolnav, n-am putut dormi, mi s-a stricat somnul și acum dacă vreau să dorm, mă deranjează dacă e zgomot și folosesc dopuri în urechi, nu totdeauna, ca să pot dormi. Nu le-am folosit o vreme, dar așa suntem noi oamenii din punct de vedere spiritual. Ne băgăm dopuri în urechi și nu mai auzim glasul Domnului Iisus Hristos și dopurile în urechi sunt îngrijorările lumea acesteia, plăcerile lumea acesteia, umblăm după lucrurile lumea acesteia, suntem așa de absorbiți de ele încât nu mai auzim glasul Domnului Iisus Hristos. Ce bine când câte un suflet aude această chemare, acest glas. Este chemarea de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, de a ieși dintr-un fel de a fi al nostru, cu care ne-am obișnuit, ne-am născut în asta, ne-au învățat părinții, ne-au învățat colegii, dacă nu au fost credincioși, ne-au învățat prietenii, dacă nu au fost credincioși, părinții credincioși au încercat să ne învețe, ca și pe mine, dar n-am avut urechi, am avut urechi pentru lumea aceasta. Ce bine că într-o zi trece Iisus pe lângă noi și spune, vino după mine. Vino după mine. Știi că nu vei fi niciodată fericit până n-auzi clar această chemare? Vei fi un nenorocit veșnic dacă n-auzi această chemare. Scoate-ți dopurile din urechi. Nu mai lăsa preocupările lumea acestea, pentru că viața nu stă în bunurile acestea. Viața nu stă în mâncare și băutură. Viața stă în cunoașterea lui Iisus. Viața stă în funcție de răspunsul pe care îl dăm lui Iisus. În asta constă viața și viața adevărată. Domnul Iisus Hristos îi cheamă, îi cheamă să-L urmeze pe El și nu le face nicio promisiune în sensul binecuvântărilor pământești, decât le spune că vă voi face pescar de oameni. Tu ce ai auzit? Că ce-ți va da? Ce-ți va face? Nu este o cinste și o onoare mai mare pentru un om decât să audă chemarea lui Iisus și din momentul acela să se pună în slujba lui Iisus. Foarte mulți astăzi aud doar atât. Dacă cred în Iisus Hristos, dacă răspund chemării Lui, mă va mântui și cândva mă va duce în cer, ceea ce e adevărat. Este adevărat și avem nevoie și de această promisiune. Pentru că noi suntem suflete veșnice, noi am fost creați ca suflete veșnice. În noi există dorul acesta, tânjirea aceasta după veșnicie. Fără să realizăm noi, există o tânjire, un dor după asta. Și e bine să auzim că s-a rezolvat problema veșniciei. Dar Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, are un plan mai minunat și mai frumos pentru noi. Și planul acesta mai minunat este, vino și urmează-mă aici pe pământ și lasă-te să fii unealta pe care eu să o folosesc pentru mântuirea altora. Foarte puțini aud această chemare. Foarte puțini aud această chemare. De obicei auzim atât, Dumnezeu ne va face, Dumnezeu ne va da, Dumnezeu ne va binecuvânta. Și e adevărat, dar mai mult decât atât, este chemarea aceasta, vino și te voi face pescar de oameni. Mântuirea e foarte importantă. Mântuirea sufletelor noastre este foarte importantă. Dar viața pe care o trăim în continuare până când ajungem acolo pe pământul acesta, îl poate onora sau nu pe Dumnezeu? Acum, dacă eu știu cum am trăit, voi nu știți cum eu am trăit până în momentul în care Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. Și dacă eu până atunci l-am sfidat pe Dumnezeu, dacă eu până atunci am făcut voia celui rău,
Și l-am batjocorit pe Dumnezeu prin felul meu de viață. Și până, Biblia zice că noi toți am păcătuit și am fost oameni ai fără de legii. Dacă eu până atunci am trăit în felul acesta și într-o zi mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, vă întreb, oare e drept față de Dumnezeu? E cinstit față de Dumnezeu să zic, Doamne, am fost un ticălos, am fost un păcătos, acum cred în Fiul Tău preiubit, Iisus Hristos, du-mă, Doamne, când voi muri în cer. E drept să-i spun asta și să-i cer asta lui Dumnezeu? Sau e drept să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am fost un ticălos, am fost un păcătos, am fost un nenorocit, Te-am sfidat toată viața mea prin neascultare. Să nu-mi spuneți că ați fost oameni buni. Să nu-mi spuneți că voi ați fost și sunteți oameni buni. Niciun om nu este bun. Am zis asta odată într-o adunare, vorbind poporului de acolo, era evanghelizare, și uneori ne ies cuvintele pe gură fără să ne gândim. Și vorbind eu, îi chemam pe oameni să vină la Hristos și am zis, oameni buni, veniți la credință. Și imediat Duhul Sfânt m-a străpuns, așa m-a fulgerat și a zis, ce ai spus tu? Adică oameni buni. Și m-am pocăit în fața lor și am zis, vă rog să mă iertați. M-am oprit din a vorbi și am zis, vă rog să mă iertați, că am zis oameni buni. Și am zis ticăloșilor, păcătoșilor, nenorociților, oameni care l-ați sfidat pe Dumnezeu și care v-ați împotrivit voi lui Dumnezeu, pocăiți-vă. Noi zicem, suntem oameni buni, n-am fost răi. Am fost toți oameni care l-au batjocorit pe Dumnezeu și l-au sfidat pe Dumnezeu prin felul că am trăit în neascultare de El. Și acum Dumnezeu ia pe un astfel de om, îl ia pe un astfel de om și zice, prin Hristos te mântuiesc, prin Hristos îți salvez sufletul, prin Hristos îți dau viață veșnică. Și o să zic, da, Doamne, mulțumesc, mă mulțumesc cu atât. Nu-i cinstit față de Dumnezeu. Nu-i cinstit să spun, da, Doamne, mă mulțumesc cu atât. Da, Doamne, mulțumesc, mă proștern înaintea Ta, știu că nu-i prin meritul meu, ci numai mila și îndurarea Ta, dar nu mă mulțumesc cu atât. Doamne, de acum înainte vreau, dacă până acum... Știți ce am zis? La 33 de ani m-am întors. Știți ce am zis când m-am întors la 33 de ani? Am zis, Doamne, 33 de ani am fost împotriva Ta. Te rog frumos, mai dăm măcar 33 de ani de viață ca să trăiesc pentru Tine. Mai dăm măcar 33 de ani de viață să fie măcar atâția cât ți-am trăit în neascultare de Tine, ca să trăiesc pentru Tine de data aceasta. N-am zis dăm 100 de ani, dăm măcar 33 de ani de viață, dar ăștia 33 vreau să-i trăiesc acum pentru Tine. E normal. E, dacă vreți, cinstit față de Dumnezeu că ne-a mântuit și că ne-a salvat, să hotărâm din momentul acela să trăim altfel. Dacă am auzit chemarea Lui, vino după mine, ce har că am auzit chemarea Lui, că sunt atâția care n-aud această chemare. Vino după mine, să intri în acest plan minunat al mântuirii pe care Dumnezeu o dă în dar. Ce frumos, ce frumos, dar cât egoism poate fi în noi. Doamne, da, vin să Te urmez, mulțumesc că mă vei duce odată în cer și aici pe pământ. Din pricina aceasta sunt eșecuri. Din pricina aceasta am văzut oameni în haine albe și botezați și peste o vreme, peste un an, peste o lună, peste o vreme mai scurtă sau mai lungă, s-au dus din nou, s-au întors din nou acolo de unde au venit. Sau au trăit o viață duplicitară, lăsându-se amăgiți de vocea celui rău, care le-a spus, dar tu ai fost botezat, dar tu crezi în Iisus Hristos, odată Te-ai botezat, înseamnă că Tu ești mântuit. Și ei trăiesc în continuare pentru ei și mai rău îl sfidează pe Dumnezeu păcătuind. Știți de ce? Pentru că nu i-a interesat altceva decât cerul. M-am botezat, cred în Iisus Hristos, mă duc în cer. Și de aici înainte, acolo este un pericol. Zic să mă audă hotărât Marcel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul mare care ne-l dă prin Hristos. Dar Dumnezeu ne cheamă acum să trăim pentru El. Vino și te voi face pescar de oameni. Viața ta se va schimba radical. Viața ta se va schimba radical. Ați auzit chemarea aceasta? Oare
Vă vorbește Dumnezeu în seara aceasta? Să auziți această chemare, acest glas bun, blând, duios, cum s-a cântat, de Tată, care ne cheamă? Nu doar să fim mântuiți, ci să-i slujim Lui de aici înainte, cu dedicare, cu dăruire? Spuneți și voi, Doamne, măcar dăm câți ani? Acum dacă cineva se întoarce la 60-70 de ani, ăla cred și eu că se mai poate ruga, Doamne, mai dăm măcar 60-70 de ani să slujesc Ție. Se poate întâmpla. Dar și aici e un egoism. Că vrem să trăim 120 de ani, nu? Și atunci ne rugăm să ne mai dea Dumnezeu 60 de ani ca să trăim pentru El, dar poate tot la noi ne gândim. Glasul lui Iisus care te cheamă. Vino, te voi face pescar de oameni, adică vino și din momentul acesta vei fi în slujba mea, o unealtă în mâna mea. Dacă am pornit pe drumul acesta, suntem fericiți. Suntem fericiți fiecare dintre noi, dar să știți că Dumnezeu nu se oprește aici. Asta este prima chemare pe care o face. Pentru că Dumnezeu are planuri mari cu noi, El continuă să ne cheme. Și vreau să vorbesc despre a doua chemare pe care o face Apostolului Petru și ne-o face fiecăruia dintre noi. În Matei, tot în Matei, în capitolul 14, avem acel moment minunat în care Domnul Iisus Hristos merge pe mare, umblă pe mare și se apropie de corabia în care se aflau ucenicii. Mare era în valuri. Valurile erau mari, stăteau să răstoarne corabia. Și Domnul Iisus Hristos vine noaptea înspre ei și citesc doar versetul 28 și 29. Doamne, i-a răspuns Petru, care l-a văzut, dacă ești Tu, pentru că nu știau că umbla pe mare și a zis, poate este o nălucă. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. A doua chemare a Domnului Iisus Hristos. Vino și umblă pe ape. Vino și umblă pe ape. Ce înseamnă marea? Ce simbolizează marea în termenii Scripturii? Lumea aceasta. Păcatul lumea acesteia. Frământările care sunt în lumea aceasta. Și ce simbolizează corabia? Liniște, siguranța. Ce te poate păzi pe o mare învolburată? Corabia. Și spune, îl vede Petru pe Domnul Iisus că umblă pe ape și zice, Doamne, vreau să umblu și eu pe ape, poruncește să vin la Tine pe ape. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, vino. Și știm că Petru iese din corabie, începe să umble pe ape, dar umblând pe ape, pentru că mare era învolburată, nu era ușor și a intrat frica în el și atunci a început să se scufunde. Domnul îi întinde mâna și îl ridică. Vino și umblă pe ape este a doua chemare pe care o face Domnul Iisus. Este prima, vino și urmează-mă. Vino, slujește mie, vino, îți mântuiesc sufletul, te mântuiesc, fii acum unealtă în mâna mea. Și după aceea, a doua chemare, vino și umblă pe ape. Vino și umblă pe marea aceasta a lumii învolburată. Vino și umblă pe ape. Ieși din confortul tău. Vino și umblă pe ape. Mântuirea, când vorbim despre mântuire, când vorbim despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea Lui, despre mântuirea care ne-o dă prin har, sigur că da. Nu știu cum este Marcel, eu știu cum am fost eu atunci în momentul acela. După ce am primit credința și după ce Dumnezeu mi-a mântuit sufletul, mergeam pe stradă și parcă pluteam, spun mereu lucrul acesta. Mă uitam uneori, oare am chiar aripi și zbor? E adevărat, mergeam, pluteam, eram bucuros, eram fericit. Mă întâlneam cu cunoștințe și spuneau, ce-i cu tine? Și eu nu știam la ce se referă. Cum adică ce-i cu mine? Nu, ce-i cu tine? De ce zici asta? Păi ce, fața ta e altfel, radiază. M-am întâlnit cu Hristos și le spuneam ce-i cu mine. E o fericire, e o bucurie, e o stare deosebită atunci. Cum să nu ne bucurăm? Dar știți că poate fi un pericol în asta? Și pe mulți credincioși îi aud mereu și mereu, pe foarte mulți îi aud spunând,
nu mai este bucurie. Nu mai este bucurie. Nu mai îi vezi, și dacă nu spun, îi vezi creștini apatici. Nu zic că e așa aici, dar mă duc în unele adunări și văd, am fost acum recent la o nuntă, o biserică bună, frați și surori care îl iubesc pe Dumnezeu, și în biserica aceea au venit, era într-o altă țară, nu aici și nici în România, tot în Europa. Și au venit, au fost invitați și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, o familie în special, aproape de miri. Și după ce s-a terminat slujba, îi întreabă cineva, eram deja la masă acolo, și cineva îi întreabă, era prima dată când au intrat într-o biserică de pocăiți și români, ei nu erau români, nu sunt români, și îi întreabă cineva, cum v-a plăcut? Și acolo li s-a tradus, au înțeles ce s-a vorbit acolo, și a zis, da, ne-a plăcut tot, dar nu înțelegem de ce oamenii sunt triști. Și nici eu nu pot înțelege. Ana, zâmbește! Unde-i Verena? Zâmbește, copii, tineri! Zâmbiți, sunteți bucuroși, cântați, lăudați-L pe Dumnezeu! Suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a mântuit! Îi cântăm lui Dumnezeu cu bucurie, lăudăm pe Dumnezeu cu bucurie! Cum să nu fii bucuros când Dumnezeu te-a mântuit? Dar sunt unii oameni care și-au pierdut bucuria. Știți de ce se pierde bucuria aceasta? Știți de ce se pierde? Pentru că rămânem numai acolo la început. O, Hristos ne-a mântuit, cândva ne om duce în cer. Și nu-i chemarea, nu mai auzim a doua chemare. Vino, slujește mie și vino și umblă pe ape. Spune Scriptura că cel neprihănit, cel care crede în Iisus Hristos, că neprihănirea se primește, dreptatea lui Dumnezeu o primim prin credința în Iisus Hristos. Numai așa, niciunul nu putem merge acolo, Doamne, venim la Tine că am fost oameni buni. Poezia soției, da. Vine unul, Doamne, deci, îl întreabă Domnul, de ce vii la mine? Păi ce, vin că e mai bine, vin că e mai cu folos. Așa vin mulți, da, e cu folos, dar nu, am auzit că este un cer, am auzit că și aici pe pământ ne dai de toate, păi nu e cu folos. Și fiecare vine cu motivul lui. Unul vine la urmă suspinând și plângând, dar tu de ce vii? Doamne, într-o zi te-am văzut pe cruce. Adică te-am văzut pe Tine, Dumnezeu, murind pentru mine și mi-am văzut păcatul din viața mea. Și acum ești nebun de fericit. Cei care nu înțeleg așa, sunt fericiți o vreme și la o vreme se duce fericirea, se duce bucuria ca un abur. N-a auzit chemarea, vino și umblă pe ape. Știți ce frumos e să umbli pe ape? Dacă ați umblat pe ele, știți. Dacă n-ați umblat pe ele, nu știți. Le spuneam odată tinerilor, de mult, de mult, de mult, după ce m-am întors tineri din adunare, știți cum sunt tinerii, vor senzații tari. Tot se vorbește despre senzații tari, să faci una, să faci alta, să experimentezi ceva nou. Și eu le-am spus atunci, vreți senzații tari? Dacă vreți senzații tari, vă dau un sfat, aruncați-vă prin credință în brațele lui Hristos și urmați-L pe Hristos întru totul. Și o să vedeți unde o să vă ducă Hristos, în ce senzații, în ce lupte, în ce frământări, în ce biruințe în final. Dar astea nu le putem avea, numai când cu adevărat ne abandonăm în mâna Lui și hotărâm să umblăm prin credință viața aceasta nouă în care am intrat. Cel neprihănit va trăi prin credință. De ce zice Biblia că cel neprihănit, adică care a primit neprihănirea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, de ce va trăi tot prin credință? N-avem nevoie de credință doar când intrăm în harul lui Dumnezeu, crezând în Domnul Iisus. Avem credință în fiecare zi, pentru că El ne-a lăsat aici, pe marea lumea acestea, să umblăm și e învolburată. Uneori valurile sunt mari, uneori vin peste noi, credem că ne necăm. Și Dumnezeu zice, umblă prin credință, onorează-mă prin credință, rămâi în ascultare de mine prin credință, cinstește-mă prin credință. Asta e frumusețea vieții de credință. Frumusețea vieții cu Iisus nu-i să zici, Doamne, mulțumesc că mi-ai mântuit sufletul. Acum ținem acolo pe raft, știți mai de mult în România, erau, în vremea lui Ceaușescu, știu că, nu știu de ce era, poate că pentru că n-aveam altceva, femeile adunau bibelouri și le puneau acolo pe rafturi și le tot ștergeau de praf. Mulți cred că viața de credință e să fii un bibelou. Te-a mântuit Hristos, te pune pe un raft și din când în când te mai șterge de praf. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Lasă Dumnezeu să se mai spargă bibeloul ăla din când în când. Îl face El la loc, îl pune la loc.
Viața de credință înseamnă să umbli prin credință. Dacă cel neprihănit va trăi prin credință, înseamnă că vor fi provocări. Înseamnă că viața aceasta nu va fi ușoară. Ca să-i fii credincios celui ce te-a mântuit fără ca tu să faci nimic, Dumnezeu acum îți cere să umbli prin credința în El și să biruiești, să calci peste șerpi și peste scorpii prin credință. Asta este a doua chemare. Spuneți-mi, ce-i mai greu? Dacă într-o zi ca și Marcel un om înțelege, sau cum am înțeles eu cu 28 de ani, ce a făcut Hristos pentru mine, când am înțeles că până atunci a fost foarte greu, dar când Dumnezeu te luminează și înțelegi că prin Hristos poți primi harul iertării și al mântuirii, când ai înțeles, eu când am înțeles, nu mi-a fost greu să intru în apa botezului. Știi ce ușor mi-a fost, Marcel? M-am dus la păstor în ziua aceea și am zis, eu am înțeles că trebuie să mă botez. Și el a zis, o, ce mult mă bucur! Și a zis, da, foarte bine! Și eu îl întreb, dar când mă pot boteza? Păi zice, mai așteptați. Nu, zic, duminică se poate? Nu se poate. Dar de ce nu se poate duminică, zic eu? De ce nu se poate duminică? Eu vreau să mă botez. Nu se poate, rânduiala noastră e altă, trebuie să veniți la catecheză. Zic, eu vreau să mă botez, nu mai vreau catecheză, vreau să mă botez. Nu se poate. Și o trebuie să ducă luptă de lămurire mare cu mine, să-mi explice cum stau lucrurile și că dacă cumva eu mor, că am zis, dacă mor și nu mă botez. Și dacă în inima ta ai luat hotărârea aceasta și nu te-ai botezat, că noi am zis să mai stai și dacă mor te duci tot în cer. Atunci m-am liniștit. Și am zis, bine, atunci mai aștept. Și am așteptat puțin. Nu-i greu când înțelegi, e greu când nu înțelegi. Când nu înțelegi, de ce să o fac? N-are rost, nu are sens, nu înțeleg. Dar când înțelegi, nu-i greu. Mie mi-a fost cel mai ușor. Îmi părea rău că nu pot să o fac duminică. Dar să umbli prin credință e un pic mai greu. O să-mi dați dreptate dacă vă gândiți bine. Câte provocări avem în lumea aceasta. Și Dumnezeu le îngăduie. Dumnezeu le lasă. Ar putea să nu fie. Dar El știe că spre binele nostru. Știe că sunt spre binele nostru. Și dacă noi îl onorăm pe El umblând prin credință, îi dăm glorie și slavă lui Dumnezeu după aceea. E mai greu să umbli prin credință. E mai greu când ești confruntat cu una și cu alta, tu să-i rămâi credincios lui Dumnezeu. Unii cad ușor. Vine diavolul cu o ispită ușoară. O prostie de un fel, o prostie de alta, de altfel și cad. Alții se țin mai tare. Nu cad așa ușor la tentațiile vrăjmașului. Și vine o furtună câteodată că zici că te înneacă. Se nasc îngăduite de Dumnezeu. Tot felul de furtuni în viața noastră, situații delicate în viața noastră. Dumnezeu Sfânt ar putea să le oprească și el zice, nu, omul ăsta a zis că vrea să mă urmeze. Omul ăsta a zis că se bucură de mântuirea de care îi fac parte. Eu acum vreau să văd dacă el chiar vrea să mă urmeze. Și Dumnezeu le îngăduie. Și vine câte un val și zici, Doamne, nu mai ies de aici niciodată. Mă scufund și mă prăbușesc. Dumnezeu zice, vreau să-ți văd credința. Vreau să-ți văd credința. Dacă tot spui că mă iubești, dacă tot spui că vrei să mergi pe urmele mele, uite, îți ofer acum ocazia să trăiești prin credință. Ne testează Dumnezeu, v-ați gândit? Te va testa Dumnezeu, Marcel. Ne testează Dumnezeu după ce ne lăudăm că noi suntem copiii Lui. Hai să vedem, zice Dumnezeu. Hai să vedem. Trecem la test. Știți? În Deuteronom și Vechiul Testament e o imagine a ceea ce urmează să se întâmple în Noul Legământ. Și în capitolul 8 din Deuteronom, prin gura lui Moise, vorbește Dumnezeu poporului. De la versetul 1, versetul 2, Deuteronom 8:2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu. De unde i-a scos Dumnezeu pe evrei? Din Egipt. Ce simbolizează Egiptul față pentru noi astăzi? Păcatul în care am trăit. Robia păcatului, nu? În Egipt au fost robi lui Faraon și noi am fost robi lui Faraon, adică păcatului. Și Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Adu-ți aminte, zice,
În timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Îi scoate Dumnezeu din Egipt și ei zic, uau, Dumnezeu, minun, semne, noi suntem acum poporul Lui, ne duce înspre Canaan. Și Dumnezeu zice, te-am încercat 40 de ani, te-am încercat ca să văd ce e în inima ta. Și continuă la versetul 3, astfel te-a smerit și auziți, te-a lăsat să suferi de foame. Și te-a hrănit cu mană, cu mana pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Era un plan al lui Dumnezeu. Tot ce se întâmpla și tot ce se întâmplă în istorie este un plan al lui Dumnezeu. Evreii nu l-au înțeles și au zis, dacă Dumnezeu ne-a mântuit, prin urmare trebuie să ne ducă în Canaan pe petale de trandafiri. Și totul trebuie să fie foarte ușor. Și Dumnezeu a zis, nu voi proceda în felul acesta. Voi așa vă gândiți. Eu nu voi proceda în felul acesta, pentru că vreau să te încerc. Și intenționat te las să suferi de foame, intenționat te las să suferi de sete, ca să-ți văd pornirile inimii. Un om zice, vreau să-L urmez pe Iisus. Vreau să, din momentul acesta, să merg cu Iisus. Dumnezeu zice, chiar vrei? În regulă! În regulă, ai intrat acum într-un parteneriat cu mine. Vreau să te încerc să-ți văd pornirile inimii. Că tu zici cu gura, dar vreau să văd. Și acum intrăm la școală. Intrăm în școală. Să-ți văd pornirile inimii. Chiar vrei să mă urmezi? Chiar vrei să-mi slujești mie? Vânturi, valuri, furtuni. Asta e și viața de credință. Domnul Iisus Hristos ne-a spus clar, dar nu știu de ce am înțeles noi că nu e așa. Cine vrea să mă urmeze, din pricina mea, veți suferi, veți fi prigoniți, veți avea încercări. Cel neprihănit va trăi prin credință. E a doua chemare, vino și umblă pe ape. Așa cum am spus, intrăm într-un război spiritual. Intrăm într-un război spiritual. Vreau doar să vă întreb. Nu trebuie să spuneți nimic, dacă vreți, dacă nu vreți nicio problemă, câți dintre voi, după ce ați mers pe calea aceasta a credinței, la un moment dat ați simțit că vă duceți la fund și vă scufundați și au venit valuri mari peste voi? Oh, da, da, vedeți? Vedeți? Capcana este să zicem în momentele acelea, nu mă mai iubește Dumnezeu, nu mă mai iubește Dumnezeu, nu mi-ascultă rugăciunile Dumnezeu. De ce se poartă Dumnezeu așa cu mine? Știți ce înseamnă asta? Că nu L-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu tocmai îți fac un bine. Eu tocmai te învăț să umbli pe ape, ceea ce puțini oameni fac. Cine poate umbla pe ape? E un lucru greu, imposibil. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe lucrul acesta. Să umblăm pe ape, să ne arătăm credința în El, în momentele acelea. Nu uitați Deuteronom 8, în felul intenționat. Nu ți-am dat apă, intenționat nu ți-am dat mâncare, ca să văd ce e în inima ta. O, câte lucruri care n-ar trebui să fie, se văd în multe inimi care zic că vor să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Câte lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Și Dumnezeu Sfântul le vede. De ochii Lui nimic nu se poate ascunde. Orice gând îl știe. Orice atitudine o știe, tot ceea ce e noi, El știe. Tot ceea ce e noi, El știe. Ne încearcă. Zice Pavel, haideți să vă citesc exemplul acesta minunat al apostolului Pavel. Zice în Filipeni, în primul capitol, de la versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiuria, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați
îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Spune Pavel, toți știu că eu sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Toți știu lucrul acesta. Pentru că cred în Iisus Hristos, am ajuns să fiu pus în lanțuri. Și ai fi zis, și ce bine e asta pentru ceilalți. Dimpotrivă, ai zice, păi unii, dacă tu le spui că ești cu lanțuri și că ajungi să suferi, unii o să zică, păi nu-mi trebuie pe drumul ăsta. Nu-mi trebuie lanțuri. Și astăzi cei mai mulți așa zic, vreau numai flori. Pavel zice, toți știu că sunt, dar ce e frumos este că frații buni, frații cu adevărat sinceri, uitându-se la Pavel, n-au zis, noi nu vrem pe drumul acesta, ci au zis, dacă Pavel suferă, dacă Pavel acceptă situația aceasta, și noi vrem. Zice că s-au încurajat, îmbărbătați de lanț, auziți? Doamne, ce Evanghelie se predică astăzi! Ai milă, Doamne, de noi! Vino la Iisus și toate o să-ți meargă bine. Și vine omul și îi merge rău și se leapădă de Iisus. Și zice Pavel, deci noi zici că te îmbărbătezi de la ăla care îi merge bine, nu e adevărat? Ce Pavel, frații îmbărbătați de lanțuri. Frații s-au îmbărbătat văzând lanțurile. Înțelegeți? Cât de diferit era atunci și cât de diferit este astăzi. Dacă Pavel suferă, și mai ales, o ce fericiți suntem noi când toate ne merg bine. Iisus ne iubește, frate mi-a făcut, să spun minunea pe care mi-a făcut-o Domnul, m-a vindecat de cancer, mi-a dat bani, frate, în chip miraculos, mi-am cumpărat mașină, nu știu ce. Ce fericiți suntem! Și când nu mai merg lucrurile așa, suntem ofiliți de tot. Și atunci, cum să-i încurajăm pe ceilalți? Pavel în lanțuri, ce făcea să se bucure, frate, să fie încurajați când Pavel era în lanțuri? Atitudinea lui Pavel în lanțuri. Înțelegeți? Pavel nu era un plângăcios ca noi. M-a uitat Dumnezeu, păi eu lui slujesc. De ce lanțuri? Atitudinea lui Pavel în lanțuri, atitudinea ta, când vine valul, să știi că poate să-i facă pe alții să se încurajeze, să creadă în Hristos. Nu că-ți merge bine, frate, nu știi tu câte mi-a dat mie Iisus, nu știi tu cât mi-a dat mie Dumnezeu, că poate lui nu i-a dat și atunci mai degrabă îl descurajezi. Dar când ajungi în încercare, când ajungi în greutăți și când îl onorezi pe Dumnezeu prin credință, când tu ești gata să te prăbușești, ceilalți se uită la tine și zic, wow, asta da credință. Înțelegeți diferența? În urmă cu o vreme, acum 2 luni de zile, am avut un caz de felul acesta, am văzut ce înseamnă credința, adevărata credință. Și bine că mi-am adus aminte de acest exemplu, să vi-l spun și vouă. Cunoaștem, eu și cu soția, de multă vreme, o soră de la Ploiești, care e bolnavă, are 60 de ani, acum 62 de ani, la 21 de ani a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în plăci. Unii știți ce înseamnă, unii nu știți ce înseamnă. E o boală cruntă, care nu mai are vindecare. Omul ajunge paralizat și moare. Stă la pat de mai bine de 30 de ani. La 21 de ani a fost diagnosticată, boala a evoluat și de mai bine de 30 de ani e la pat. Nu poate să facă absolut nimic, cel mai mare efort când este în cea mai bună formă fizică este să întoarcă o pagină de la o carte sau de la scriptură și să citească, să dea mai departe. Ăsta e efortul cel mai mare pe care ea poate să-l facă. E acolo de peste 30 de ani. A avut grijă de ea soțul ei, că s-a căsătorit, nu era credincioasă, când a fost diagnosticată cu boala aceasta, a căutat vindecare așa cum a gândit ea, s-a dus în tot felul, a trecut pe vegetarian și a început să facă și yoga, crezând că o ajută la sănătatea ei. Acolo l-a cunoscut pe cel ce urma să-i fie soț. El știind ce boală are ea, s-a căsătorit cu ea, a luat-o în căsătorie și de mai bine de 30 de ani el o îngrija zi de zi,
Puteți să vă imaginați ce grijă trebuie să porți față de un om care nu poate să miște nici măcar un deget. Și el s-a epuizat având grijă de ea. Mai târziu l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au întors amândoi la Dumnezeu și o mărturie deosebită a sorei Consuela, o cheamă, rugați-vă pentru ea, încă e în viață. Întotdeauna când vorbeam cu ea la telefon, ea era cea care mă încuraja. Eu n-am cunoscut un om mai duhovnicesc ca și ea. Eu eram pitic pe lângă ea. Avea un har din partea lui Dumnezeu, o călăuzire din partea... Îl iubea pe Dumnezeu în starea aceasta. S-a întâmplat că în urma efortului, și nu numai a efortului, și altor lucruri din viața lui soțului ei, s-a îmbolnăvit și nu mai era cine să o îngrijească. Și așa a fost contextul, am zis să-i aducem lângă Zalău, că n-au chiar pe nimeni, și îi internăm într-un cămin acolo de bătrâni, condiții bune, că n-aveam altă soluție cu ei. I-am adus la Zalău, Ștefan, soțul ei, era bolnav. La o săptămână după ce au venit acolo, Ștefan a trebuit dus cu ambulanța la spital, pentru că era rău. A stat acolo vreo 4-5 zile și în ziua în care trebuia să-l lase, să-i dea drumul acasă, i-au făcut investigații, mă rog, era foarte slăbit, nu știu exact ce probleme a avut. A zis, soția a vorbit cu medicul și a zis, astăzi, după masă la ora 4, veniți, îl lăsăm pe Ștefan să-l duceți înapoi, acolo la centru. După ce a vorbit, la o oră și jumătate, o sună din nou și zice, Ștefan a murit. Nu intru în detalii, Ștefan a murit. Sora noastră, Consuela, n-avea și n-are, omenește vorbind, pe nimeni. Era singurul ei sprijin și ajutor. Și am zis, trebuie să mergem și să-i spunem, lângă Zalău, la 20 de kilometri. Am ajuns acolo și ne-au întrebat, trebuia să-ți faci programare ca să mergi și să intri, să vizitezi. Și ne-au întrebat niște doamne care erau acolo, dar de ce ați venit? N-aveați programare. Nu, dar uite de ce am venit. Când a auzit una, a intrat groaza în ea. Extraordinar. Ca și omul te gândești, singurul pe care l-ai lângă tine, nu mai ai pe nimeni, n-au rude, n-au nimic. A intrat groaza în ea și a zis, cum o să-i spuneți? Nu puteți să-i spuneți. Ce o să se întâmple? Cum o să reacționeze? Am zis, trebuie să-i spunem. Bine, ne-am dus, am intrat la ea acolo în cameră, când ne-a văzut s-a bucurat și a zis, de ce ați venit? Cum de ați venit, adică, nu de ce ați venit, cum de ați venit? Era bucuroasă. Și așa mi-a dat Dumnezeu, am luat-o direct și am spus, sora Consuela, am venit să-ți aducem vești. Ești gata să primești orice veste? În momentul acela, pentru că trupul e praf, dar mintea este... are o minte deosebită, în momentul acela a înțeles, când i-am zis, ești gata să primești orice veste. În momentul acela a înțeles și a izbucnit într-un hoho de plâns. Îi curgeau lacrimile, hohotea de plâns că a înțeles că Ștefan a murit. Dar în același timp, când i-au ieșit hohotele de plâns și lacrimile pe obraz, a început să strige, glorie ție, Iisuse, mărit să-ți fie numele, Iisuse, binecuvântat să fii, Iisuse, Tu ești drept în tot ceea ce faci, Tu tot ce faci este desăvârșit, glorie numelui Tău. Asta înseamnă să umbli prin credință. Asta înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu, n-a fost nimic pregătit. Că dacă era ceva regizat, ar fi... nimic. Eu am văzut atunci credința care n-am văzut-o încă. N-am niciun motiv, n-am încă ceva să compar cu asta. Am mai văzut eu oameni în suferință, slavă Domnului, dar n-am văzut niciodată așa ceva. Și o femeie care îngrijea acolo, când a văzut credința ei, s-a dus la ea și a zis, tu femeie, tu, cine ești tu, de pe ce lume ești tu? Ce ai tu și eu nu am, vreau și eu ceea ce ai tu, vreau și eu ceea ce ai tu. Era copleșită femeia, era speriată, a intrat groaza în ea. Cum poate un om să reacționeze în felul acesta? Cum poate?
Cel neprihănit va trăi prin credință. Da, mulțumim, Doamne, că ne dai sănătate. Mulțumim că nu suntem pe un pat de spital, suntem la adunare cu frații noștri. Sigur că trebuie să-i mulțumim. Dar când ajungem acolo? Dar când ajungem acolo? E a doua chemare. Vino, Petru, și umblă pe ape. Și în felul acesta eu voi fi onorat. Și tu vei intra în niște experiențe cum n-ai mai văzut niciodată. Cei mulți nu pot înțelege. Pocăiții din biserici, 99% nu pot înțelege, dar tu vei avea experiențe cum n-ai mai avut. Vino și umblă prin credință. Dumnezeu îl cheamă pe Petru. Și apoi, a treia chemare pe care Dumnezeu o face apostolului Petru, o găsim în Ioan capitolul 21. Citesc versetele 17 până la 19. După ce a înviat Domnul Iisus Hristos, știm că Petru l-a trădat pe Domnul Iisus. S-a lăudat că îi va fi credincios, da? Se încredea în el. Nu se cunoștea încă pe Petru. Și după ce a înviat Domnul Iisus Hristos, se duce acum și îl întâlnește pe Petru. Și îl întreabă, știți, nu citesc tot pasajul, îl întreabă dacă mă iubești tu pe mine. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară mă iubești și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Da? A zis lucrul acesta ca să-i arate lui Petru cu ce fel de moarte îl va proslăvi pe Dumnezeu. Și după aceea i-a zis: vino după mine. Vino și urmează-mă. Chemarea la jertfă pentru Hristos. Vino ca să fii mântuit. Vino și biruiește toate prin credință, trăiește prin credință și vino la jertfă. Chemarea la jertfă pentru Hristos. Vino după mine, a treia chemare. Vino după mine în jertfă. Vino după mine la moarte pentru numele meu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus zice: Petru, eu aici am vrut să te aduc de la început, dar n-am putut. A trebuit să o iau cu răbdare cu tine. Dar să știi, Petru, dacă vrei să fii, cum zice Biblia, desăvârșit, trebuie să hotărăști să mă urmezi în jertfă. Îți vei da viața pentru mine, vei muri din pricina credinței în mine. Fizic vei muri. Vino și urmează-mă. Și citim aici că a fost momentul în care Petru a zis: vreau să te urmez. Și a mers după Domnul Iisus Hristos. Știți, în Matei 24 și în alte locuri din Scriptură și în Luca 17, Domnul Iisus vorbește despre vremurile din urmă și spune că în vremurile din urmă, mulți, nu puțini, luați aminte la cuvântul acesta și citiți Biblia cu atenție, mulți se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor lepăda de Hristos, mulți, nu puțini, dintre cei ce odată au intrat în apa botezului, dintre cei ce odată au zis: vrem să fim cu Hristos, vrem să-L urmăm pe Hristos, vrem să ne ducem în cer. Și Domnul Iisus zice: mulți vor fi care se vor lepăda. Va veni o vreme a lepădării de credință. Și știți de ce? Pentru că până atunci sau după aceea oamenii n-au învățat să umble pe ape și n-au fost pregătiți de jertfă. Suntem, din pricina confortului în care trăim, a bunăstării în care trăim, din pricina faptului că nimeni nu mai are nimic cu noi, nimeni încă nu ne pune să plătim un preț pentru credință. Noi nici nu știm că suntem de slabi. Și când va veni vremea să plătim preț pentru credința noastră, mulți nu vor fi gata să plătească prețul acesta. În Apocalipsa 21, nu știu dacă e bună referința, și 11, s-ar putea să greșesc, zice: ei l-au biruit, vorbește despre vremurile din urmă.
Vremurile de mari confruntări. Ei l-au biruit pe cel rău. Cum? Prin, aduceți-mi aminte, prin cuvântul mărturisirii lor, hai să ne ducem la ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața nici până la moarte. Înțelegeți? În final, biruința va fi că nu ți-ai iubit viața, chiar dacă trebuie să ți-o pierzi. Și o dai, o dai. Ni se va cere lucrul acesta. E foarte posibil ca toți să trecem pe aici. Și biruința vine prin sângele mielului, credem în Iisus Hristos. Dacă păcătuim, ne ducem înaintea Lui, că vor fi vremuri grele și teribile și s-ar putea să cădem, dar apelăm la sângele mielului, după cum ne zice Ioan în prima lui epistolă, dacă cineva a păcătuit, merge la Hristos, prin sângele mielului ne ducem să ne curățim, că s-ar putea să greșim, s-ar putea să păcătuim, confruntările vor fi teribile. Prin cuvântul mărturisirii lor, nu va trebui să tăcem nici măcar atunci și să-L mărturisim pe Hristos cu hotărâre. Și pentru că vom face aceasta și pentru că nu ne vom iubi viața nici măcar până la moarte, zice, ei l-au biruit. Dar cine nu-i pregătit și nu se pregătește de acum pentru jertfă, atunci va da înapoi. Nu uitați, mulți în ziua aceea, mulți, nu puțini în ziua aceea. Când se vorbește despre o lepădare de credință, nu te poți lepăda de ceea ce nu ai. Când vorbim despre lepădare de credință, înseamnă că se vor lepăda de credință, de Hristos, cei ce au crezut în El. Nu vorbim de ceilalți. Așa că e a treia chemare. A treia chemare care răsună. Vino și urmează-mă în jertfă, dar trebuie să ne obișnuim încă de acum. Și cum o facem dacă nu suntem prigoniți? Dacă încă nimeni nu ne pune pistolul la cap? Dacă încă nimeni nu ne aruncă în închisoare? Cum? Cum? Lepădarea de sine, să practicăm lepădarea de sine, renunțarea la noi înșine, trăirea pentru Dumnezeu și pentru ceilalți și să nu ne mai preocupăm de noi. Dacă toată viața ne-am preocupat de noi, să știți, suntem convinși, nimeni nu vrea să se lepede de Hristos, dar mulți se vor lepăda. Știți de ce? Pentru că toată viața ne-am preocupat numai de noi, dar noi credem în Hristos. Mi-a fost dat să văd asta și nu într-un caz, în multe cazuri, să văd oameni ajunși, oameni în vârstă, credincioși, din copilărie, ajunși la vârste înaintate, 80, trecuți de 80 de ani, când au venit peste ei tot felul de neputințe trupești. Și nu odată am văzut, de mai multe ori am văzut și discutând cu unii, cu alții, mi-au spus și la noi, și noi, și eu știu, și eu am de ăștia. Oameni credincioși care au ajuns foarte bolnavi și ajunși acolo, erau plini de un egoism încât totul doreau pentru ei. Erau nemulțumiți de tot, nu-mi face, nu mă ajută, nu mă bagă în seamă, nu. Un egoism pe care nu mi-l puteam explica și ziceam, cum se poate ființa asta care toată viața a mers la biserică și să facă atâtea zile negre și atâta greutăți celor ce se îngrijeau de ea, pentru că era egoistă și nimic nu mai era bine. Și răspunsul a fost, pentru că nu se vedea, dar o viață întreagă a trăit în egoism. A, era bine, era tânără persoana respectivă, era sănătoasă și nu ți-ai dat seama că putea să se descurce, să meargă, să vină, dar a cultivat egoism în viața ei. Și a ajuns acolo, pe patul de moarte, sau în neputință, în suferință, totul vrea să se învârte în jurul acestei persoane, făcând celorlalți, din familie, celor dragi, atâtea greutăți. Pentru că o viață întreagă ai cultivat egoismul. Dacă o viață întreagă am fost centrați pe noi, să nu ne așteptăm ca la final să ne dăm viața pentru Hristos. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să ne cercetăm de acum și de acum să ne punem semne de întrebare. Nu atunci, atunci va fi prea târziu. Am auzit noi această a treia chemare, vino după mine în jertfă? Vino după mine, leapădă-te de tine
Sau am înțeles harul greșit? Ăsta e un har, fraților și surorilor. Știți că cei care vor muri pentru Hristos vor avea parte de un statut deosebit în împărăția cerurilor? Noi zicem, așa cum zic mulți, mie nu-mi trebuie harul ăsta deosebit, mie mi-ajunge numai după ușă, să fiu în cer, în cer numai după ușă. Și mi-a plăcut ce a zis un frate, zice, nu mai spune că tu vrei după ușă, zice, locul ăla e ocupat de mult, s-au înghesuit toți acolo după ușă, niciunul nu vrea să aibă parte de onoruri cerești, de glorie, de slavă acolo. Cei care vor muri pentru Hristos vor avea parte de acestea, dar să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți pentru momentul acela. Mă apropii de final, vreau doar să vă aduc aminte că s-a citit astăzi din Matei 11, când fratele ne-a citit, luați jugul meu, luați jugul meu și veniți după mine. Știți că acolo sunt aceste chemări? Zice mai întâi, Domnul Iisus Hristos zice, veniți, haideți să citim, Matei 11, 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Prima chemare, prima chemare, Petru, Andrei, veniți după mine, veniți la mine. Asta e chemare pentru toți. Prima chemare, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Mântuirea, ce spuneam, starea aceea de har, de bucurie sfântă, ce ne bucurăm, ce mult ne bucurăm că venim la Iisus Hristos. Veniți la mine, vă voi da odihnă. Și a doua chemare, luați jugul meu asupra voastră. Dacă vreți, în ăsta e cuprinsă și umblarea prin credință și chemarea la jertfă. Veniți la mine ca să vă dau pace prin Hristos și apoi luați jugul meu asupra voastră. Umblați prin credință, lepădați-vă de voi și să fiți gata să mă urmați în jertfă. Păi zice, jugul meu, jugul lui a însemnat jertfă, nu? Jugul lui a însemnat ascultare totală de Tatăl. Ce vii, intră și tu în jugul meu. Intră și tu în jugul meu. Sau se mai duce la Domnul Iisus Hristos un tânăr bogat. Găsim în Marcu 10 și în alte. Se duce un tânăr bogat la Domnul Iisus. Vreau să te urmez de oriunde vei merge. Ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor? Uite, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Zice, le-am făcut pe toate. Domnul Iisus zice, îți mai trebuie, îți mai lipsește un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Și spune tânărul, s-a întristat și a plecat pentru că avea multe bogății și n-a putut să facă aceasta. Ce cere de fapt Domnul Iisus Hristos? Hai să zicem că la prima chemare el a răspuns. Vreau să te urmez, vreau să vin după tine. Ești învățătorul, vreau să vin după tine. Domnul Iisus Hristos zice, ok, mă bucur pentru asta. Du-te și vinde tot ce ai. Păi avea multe bogății. S-a obișnuit să se încreadă în ele pentru viața de zi cu zi, nu? Ce însemna să le vândă pe toate? Din momentul acela ce însemna? Să trăiască prin credință. Nu. E prea mult. Nu pot. Încă. Și apoi vino și urmează-mă. Vor râde de tine. Te vor batjocori. Se vor purta urât cu tine. Vino și urmează-mă. Jertfa. Chemarea la jertfă. Pentru mine, fii gata să te jertfești. Fii gata să accepți batjocura din partea lumii. Fii gata. Prima chemare i-a plăcut. Chiar el a venit. Vreau să te urmez, învățătorule. Ce nu i-a plăcut? Chemarea l-a trăit prin credință. Vinde tot ce ai. Încrede-te în mine, îți voi purta de grijă. Nu i-a mai plăcut. Și apoi, urmează-mă în batjocura lumii, în ofensa care va fi adusă, se vor ridica toți împotriva ta și va veni o vreme când s-ar putea să-ți dai viața. Nu așa au murit toți apostolii care l-au urmat? Mai puțin Ioan? În jertfă. Asta n-a mai vrut. Marcel, trei chemări. Astăzi e prima. Să te ajute Dumnezeu să intri și în celelalte prin, cu o dragoste tot așa de mare și cu o bucurie tot așa de mare ca și astăzi, prin credință. Și fiecare dintre noi, nu uităm, sunt trei chemări. Haideți, dacă am răspuns la prima, să nu uităm de a doua, umblarea prin credință, să-L onorăm pe Dumnezeu și apoi jertfă. În primul rând, haideți să ne lepădăm de noi înșine ca să fim gata
atunci când va veni adevărata provocare să ne putem da chiar viața pentru Iisus, și nu vorbesc despre basme, nu vorbesc despre lucruri science fiction, vă vorbesc despre ceea ce scrie în Biblie. Ni se va cere un preț. Nu uita, Dumnezeu ne testează în fiecare zi să vadă dacă cu adevărat, dacă cu adevărat vrem să-L urmăm pe El. Să ne ajute Dumnezeu să răspundem testelor în așa fel încât să-L onorăm pe Cel Veșnic, care a trimis în lume ce a avut mai scump ca să ne mântuiască. Să-L onorăm în felul acesta pe Dumnezeul nostru. Amin.